s-a discat de doar două puncte pe ordine de zi. Da. Știu? Și, da, era nevoie să vă chem. Sunt în dispoziția numărul 295 76-2019, privind convocarea ședinței extraordinare Consiliului Local la Comunitatea Pacelor Mari de Subacop, pentru data de 11-6-2019, ora 10. Consiliul Local la Comunitatea Pacelor Mari de Subacop se convoacă în ședința extraordinară în data de 11-6-2019, ora 10, la sediul Comitetului Cultural, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiectul hotărârii privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al Comunitatea Pacelor Mari. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați conform proiectului tehnic modernizare centrului socio-medical în Comuna Pacelor Mari, județul Bacău. Și 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile actualizate conform proiectului aferent investiții centrului socio-medical în Comuna Pacelor Mari, județul Bacău. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Am o propunere. Ați primit toate materialele. Nu știu că, dacă mai este necesar să mai citim toate expunerea de motive și așa mai departe. Sunteți de acord să trecem direct la subiect? Da. Mulțumesc. Da. Începem cu proiectul numărul 1. Aveți... Deci știți ce este vorba? Modificarea inventarului domeniului public. Legat de investiția care am făcut și studii de fezabilitate privind modernizarea tuturor drumurilor și ulițelor din comună, așa am mai găsit câteva ulițe care nu au fost prinse în inventarul domeniului public. Și am reactualizăm inventarul domeniului public cu aceste ulițe. Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abținerea nu sunt. Trecem la punctul numărul 2. Legat de punctul numărul 2, conform ordonanței 14 decembrie 2018, cu reactualizarea, creșterea salariului în construcții, am făcut și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor eligibile și neeligibile legat de investiția construirii centrului socio-medical în Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Și... totalul cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat este în sumă de 601.410 lei. Adică 505.386,56 lei fără TVA, în care 96.203,45 TVA. Cheltuieli neeligibile, adică contribuția din bugetul local, este acum de 144.197,93 lei și reprezintă 122.793,28 lei fără TVA și 24.65 TVA. Dacă știți, la înainte de ordonanța 114, cheltuielile neeligibile suportate de la bugetul local erau în jur de 400 și ceva, 500 de milioane, deci. Acum s-a dus la 1 miliard și 448 de milioane, 449 de milioane, cu reactualizarea manoperilor. Cel care a participat la licitație, avem cu o manoperă de 11 lei și ceva. Și acum, conform ordonanța 114, este de 17,928 lei. Deci, fondurile o reprezintă manopera în această majorare. Da. Aveți obiecții? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abținere nu sunt. Și asta a fost cam... a fost atacat în ambele puncte. Obiecte sau și de construcții. Nu? Tot știu? Obiecții sau și de construcții. Să vedem și despre
să aibă ceva chiar... Doamne, datorită timpului... Știu, da, asta e. Datorită timpului... Asta e. Unul din ce vine este dat, consultorul tot motivează că nu poate să vină din cauza timpului, că dacă s-a făcut din săpături, astăzi aveam ultima promisiune, că o să vină să facă măsurătoare. Ei s-au ocupat, au demolat, au pregătit ele, da? Au firul beton pentru armătură, pentru construcții. Îl au pregătit în șantier la ei. Dar nu-i lasă timp. Nu-i lasă timp. Dar cum din fundație să dacă trebuie? Oricum, termenul de execuție este, dacă nu mă știu, în octombrie, noiembrie. Da. Și el spune că cât timp a rămas până la finalizare, terminul se cadrează. Da. Deci, dacă el își pregătește materialele... Materialele sunt pregătite. Sigur. Acum că s-a făcut de 10.000 în sus, poate. Da, să mi-am permis să vă deranjez astăzi în ședință extraordinară. Poate e probleme, dacă mai aveți. Nu vreau să vă întreb diferența de manovre dată de mărirea salariului. Exact, da. Da. Așa. Deci când salariul era, nu știu, era 1900 lire, fără 1000 lire, 1000, era 1200, manovrele era de 14,5 lire pe oră. Acum, cu ordonanța 114, mai vreme cu o scuție, că salariul minim a ajuns la 3.000 lei. Așa, manovrele se duce la 17.928 lei pe oară. Am o problemă. La Rădeana sunt locurile de la zidul ăla de sprijin, sunt niște locuri mari. Acum, cum se rezolvă problema? Am văzut să se vină un șanse la genul ăla, nu? Să vină până apa în drum, ceva? Da, și zic... Acolo vin niște scurgiri de asat și niște... Că le vorbim spune, niște barbacani în zidul ăla, care se preia apa și fac scurgiri la șapa. Bun. Deci nu rămâne așa ca să curgă. Ce v-am spus treaba asta? Ei au pregătit terenul pentru asfaltat. Ei, acolo o spălat și dacă pune asfaltul și dacă nu s-a făcut ialea, scoate de sub și rămâne asfaltul suspendat. Deci acolo iară s-a făcut. În momentul când vine cu asfaltul, să pun asfaltul, face o recepție a lucrărilor dinaintea asfaltării. Se ia gradul de compactare a terenului. Deci acolo s-a spălat, s-a făcut ialea. Eu am pus niște scânduri, dar o să fac pe sub ei, cât am putut să le pun. În Rădeana, în fața fântânii de la bicicle, de acolo, da. Dincolo de bicicle, da. Pe partea dinspre Bălcică, s-a ridicat partea betonată din lângă rigol. S-a ridicat în sus, nu știu care este. Exact ca și cum, da, este exclus, ca și cum ar fi niște rădăcini care ar fi în sus. Dar nu sunt acolo. Chiar nu înțeleg. La mine și în omenie s-a văzut acum un loc din urtie, cine știe ce-o vin la acolo? Da. Nu înțeles. Bine văzut. Da, da, da. Mai are cineva o problemă? Mulțumesc, de ca o ședință închisă.